Salutare! Salutare! Bine ați revenit pe la noi, pe la Bătrâni. Suntem la Adrian Mirică, Comuna Bătrâni. Bine ați venit și pe Fane și Câinii. Și haideți să vedem ce frumuseți mai are în fermă. Câinii! Haideți prima dată o luăm cu câinii. Da, apoi îi prezentăm animale. Aici ne-ai spus dinainte că ai doi juniori. Da, am doi juniori. Super! Ăștia sunt juniorii. Da. Super, super! Da, sunt... Ce vârstă au? Au... la sfârșitul septembrie sunt născuți. Dublu, pintenați, negri, mură, da. Ce să fac? Niște câini superbi. Uite ce căpăți sunt frumoase. Sunt... Da? Sunt da. Frumoși. Frumoși, frumoși. Sunt frumoși. Pe cei de am crescut în vară, adică din iarna trecută, erau pui, i-am închis acolo în grădină, că ne-am legat deloc până acum. Am închis să-i putem filma. Uitați oameni buni, artileria grea acolo. Câinii ăștia, dacă vă aduceți aminte, astăvară când am fost pe munte cu Adrian, foarte, foarte bun la urs. Da, erau, o parte din ei erau micuți, erau pui, i-am filmat și atunci. Și da. Erau și o parte din ei. Deci avem aici un câine foarte gros. N-am cumpărat. Ăștia sunt aia de pe care ne uităm mascul. Un mascul reușit. Da. Hai că m-a pișcat de pantalon. Da, m-a prins. N-a pătruns, dar... Ăștia e tineretul aici. Aici e tineretul. Pe aici, pe lângă ăsta, că s-au stăcăi cu minte. Ăsta, tu ești cu tăia, e legat în primăvară, mică. Da. Uite, fac un alt mascul frumos aici, bine legat. Și vânătul tău, ăsta e? Vânătul... Tinerel. Da, ăsta e, ăsta cel de la manșon ne-a prins în primăvară de manșon, da. Da, e... Încă e foarte frumos. Adria, foarte, foarte frumos. Da. Aici sunt unchii lui amândoi. Din Galbena, că el e din e nepotul lui Galben. Mă gândesc, Adrian, dacă putem să iau din partea aia, putem ajunge acolo în partea aia? Sigur, da. Da. Nu bată soare. Da. Ai ții tu? Da.
Ăsta de la Ovidiu? Da, el e jucăușul. A ieșit rău, e ambițios, da. Așa e mașul trei. Atât, atât. Ia, și nu e aceea. Îmi place ce văd. Dar ce frumos s-a făcut mioriticul ăsta. Da, s-a făcut foarte frumos. Câini adevărați, oameni buni. Câini pe mărime, fane, de ciobolezi. Mari, talie mare. Generația tânără. Viitorul, ăștia sunt. Ăștia sunt puiendrii, nu? Da, ăștia sunt. Tineretul. Da, acum fac un an, au un an din ei. Că sunt din cățele diferite. Sunt câte doi, așa. Cei doi e din vânăta și ăștia doi mici, de i-am acum, tot din ei. Da. Bineînțeles să vă arătăm un pic și peisajul de la bătrân de aici. Da, da, da. E, avem e superb. Foarte frumos. O zonă foarte frumoasă. Frumoasă zonă. Să nu mai tărim gardul sau trecem din nou pe la câini? Cum vreți? Numai un pic să iau un pic zona asta, să vede. Ia uitați, oameni, ce frumos. Da, nu mai trecem pe acolo. Nu mai trecem până mijlocul lor, că... Ați văzut, oameni buni, ce câini, talie destul de mare. Iar? Da, atunci. Nu, acum am bățul ăsta. E pe treaba lui, nu-i scapă nimic. Da, da. Își face treaba, un câine care își face treaba. Sau uite și negru ăsta, fane, ce frumos. Da. Câini foarte bun de dicani, oameni buni. Foarte bun. Ăsta, când aleargă cățelul ăsta. Și aia de a omorât o porci în primăvară era soră cu ei, cu ăla și cu el și cu cel de la gardă. Eu. Da, pe aia a picat prima la porci. Și a făcut oamenii în gardă. Ți-ai făcut o gașcă și de eu, plus aia doi? Da. Îi nu ești mereu. Ce să faci? Au ce voce are. Da, câine frumos, mare și mare și pe păsână și pe tot. Voce, adevărat. Gata! Nici nu i-am agită, până dacă e leg și e bus. Dacă e leg și e ferit. N-am avut ocazia să sară. Da. Aici mai e vreunul? Cușca asta nu? Nu. E mai de seara, mai... Că nu-i las prin zăpadă, țin la ei. Măcar acum când animalele sunt închise și sunt bine păzite, da, da, merită da. Și ei condiții. Da, da. Ia uitați ce frumos. Hai să luăm pe aici. Pe dreapta mai aici? Da. Oameni buni, rămâneți în continuare, că în episodul viitor o să prezentăm și oile, caprele, oile.
Mai vedem o dată artileria grea. Ăștia sunt toți. Ăștia ce mi-au făcut anul mai mici. 2, 4, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 și cu cățelele 2. Și am 2, 4, 5. Ăștia mici. Plus ăștia 2 mici. 7. Văd că majoritatea câinilor tăi sunt de talie măricică. De talie măricică, da, așa am avut. Îi ții la stână, că geaba stână, să zice că ăștia de viteză sunt buni. Sunt, cred că cel mai bine merg combinați. Combinați, da? Da, le dă și cei de viteză aleargă, dar când e vorba de prins, de mușcătură, de... E altceva. E altceva când e câinele masiv. Masivitatea spune cuvântul la momentul, în momentul impactului. Mai ales la urs. Mai ales la urs. Când e vorba de urmă, de așa, poate, într-adevăr, e mai bine să fie mai șui, mai ușurel, mai... dacă îmi prinde, când face uite, priză. Uite, deci tu într-o zonă extraordinar de rea, cu câinii aceștia mai masivi care... N-am avut absolut nicio problemă. Nicio pierde. Dar nicio sunt, și, sunt și simțitori, sunt și da, vrenici, da. Marnici pe timpul nopții. Cu simțuri. Da. Dar rezistă și la traseu lung. Nu? Da, nu sunt exagerați de mari, dar sunt mai mari. Sunt câini la un 80 de centimetri pentru cine da. Știe. Majoritatea, da, ce am văzut eu, 78-80 au. Acoale. Da. Și mari, greoi, adică greoi, oase, țapele. Oase, usoși. Contează. Sunt solizi. Contează. E la fel ca un cal de tracțiune. Dacă e mic, ce să ducă? Da. Știi că porecile sunt împărțite, unii preferă mai iuți, unii... Da, fiecare cum s-a... Daniel cel mai bine e combinați. Eu așa am auzit la mai mult și mi-a demonstrat da. Și el că așa este. Dar, sincer, nu trebuie să se ducă să alerge nebunie. Să-și păzească turma, să-și păzească animalele în perimetru care l-au de pază. Da. Și da, automat dacă ursul vine sau ce vine pe timpul nopții, îl alungă. Nu îi dă voie să vină în preajma turmei. Da, asta e important. Asta e important. Să nu îi dea voie să intre. Dacă e mic și nu poate să facă față și îl scapă în turmă, iar nu-i bine. Degeaba aleargă și iute. Asta da. Da. Corect. Mergem și la oi? Mergem. La oițe, mergem, prezentăm și căprițele. Nu mai bine. Oameni, mă, rămânesc cu episodul viitor de la Adrian Mirică. Mergem către oi. Sper că v-au plăcut câinii, mie mi-au plăcut mult. Sănătate tuturor!